Doamnelor și domnilor, bun găsit! Urmăriți în continuare emisiunea informativă Evenimentul Zilei. La Soroca sunt întâi pregătirile pentru desfășurarea referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010. Aici a fost organizat și un seminar instructiv în care au participat conducătorii și membrii birourilor electorale, primarii satelor și secretarei. În raionul Soroca sunt constituite 73 de secții de votare și de birouri electorale. Au fost aleși persoanele de conducere ale birourilor. Au fost delegate persoanele care vor lucra permanent în birouri. Sunt deja afișate listele electorale. Lumea poate să ducă să controleze pe cât veridicitatea informații referitor la fiecare persoană. Conducătorii și membrii birourilor electorale, primarii satelor și secretarii au fost convocați într-un seminar instructiv unde au făcut cunoștință mai în detaliu cu activitatea lor și cu desfășurarea referendumului. Cred că noi vom duce la bun sfârșit și toți locuitorii satului Egorieni vor ieși pe data de 5 septembrie la votare. Suntem gata. Cu susținerea administrației publice locale o să dispunem la moment de cabine, de tot ceea ce este necesar, până ce probleme, la moment probleme nu avem. La 5 septembrie, pentru prima dată în Republica Moldova, se va desfășura referendumul constituțional, în cadrul cărora alegătorii urmează să se expună asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 78 din Constituția Republicii Moldova, care propune alegerea directă a șefului statului. Referendumul va fi și tema care va fi discutată în seara aceasta la postul nostru de televiziune în cadrul unei emisiuni de dezbateri electorale. Steleana Guțuleac vă așteaptă la ora 20 cu invitații săi reprezentanții primelor 6 partide înregistrate pe listele de la CEC. Este vorba de PDM, AMN, PCRM, PL, Mișcarea Social-Politică Europeană Ravno-Pravie și PLDM. Instituțiile de învățământ sunt la ultimele pregătiri pentru începutul anului școlar. În curând, elevii se vor întoarce la școală. Cum își vor regăsi ei clasele și școlile? După vacanță, aflați în reportajul ce urmează. În toate instituțiile de învățământ din raionul Soroca s-au făcut reparații, unele mai ample, altele mai simple. Cu toate acestea, școlile sunt deja gate să-și întâlnească discipolii la 1 septembrie. Pregătirile pentru nou anul de învățământ sunt pe ultimii 50 de metri, să zicem așa. S-au finisat lucrările în sălile de clasă. Rămâne doar profesorii să pregătească clasele pentru 1 septembrie, adică să le amenajeze cu toate materialele necesare pentru viitorul proces de învățământ. Administrațiile instituțiilor au realizat o bună parte din cele propuse, chiar dacă anul acesta a fost unul mai dificil din cauza resurselor insuficiente și a crizei care s-a făcut simțită și la acest capitol. Anul ăsta, situația cu pregătirea școlilor, să zicem, un pic mai dificil decât anul trecut din cauza finanțării, să spunem așa, nu chiar atât de ritmice cum era pe vremuri, dar nu putem spune că conducătorii instituțiilor n-au demonstrat o atitudine responsabilă, ba din potrivă vreau să spun că chiar în situația asta de criză economică și financiară și umană pe care o avem, totuși școlile sunt pregătite, eu zic, bine. Nu foarte bine, dar bine. Adică în majoritatea instituțiilor, la 1 septembrie nu vor fi probleme, dar chiar vreau să spun că în toate instituțiile 1 septembrie va avea loc. Din cauza unor lucrări mai capitale în unele instituții, elevii își vor găsi școala la 1 septembrie încă în reparație. S-ar putea să fie paralel cu deschiderea anului de studii și lucrări de reparație capitală la gimnaziu din Iarova, de exemplu, unde se fac lucrări la fațada instituției, coridorul, una din sălile de clasă care de vreo 2 ani stă în reparație capitală. Și de aceea s-ar putea întâmpla ca această instituție să fie gata către 5-6 septembrie, dar oricum aceasta nu va afecta deschiderea anului de studii pentru elevii din Iarova. La reparația instituțiilor de învățământ din raion au contribuit atât Consiliul Raional, cât și părinți și primăriile. Anul acesta pentru reparații curente au fost cheltuite peste 670.000 de lei, iar pentru reparațiile capitale se necesită aproape 2 milioane de lei. Pe când unii copii se odihnesc din plin în această vacanță, tinerii din echipa de fotbal de la gimnaziul din satul Zastânca muncesc zilnic la antrenamente. Dar munca nu le este în zadar. Deja al 4-lea an, ei devin câștigătorii turneului de la Tătărăști, raionul Strășeni.
Echipa de fotbal rapid de la gimnaziu din satul Zastânca a participat recent la un turneu între juniori în satul Tătărești, raionul Strășeni. Acest turneu este organizat cu ocazia hramului satului și fotbaliștii zastânceni participă în fiecare an. Din cele 7 echipe care au jucat la acest turneu, victoria i-a revenit Rapidului. Fotbaliștii au primit cupa din partea primarului de Tătărești și diplome. Cei mai buni jucători la acest turneu s-au dovedit a fi atacantul echipei Rapid, Igor Balan, și portarul Victor Ioniță, ambii elevi în clasa 8-a, care au primit și mențiuni. La început îmi părea că pierdem, dar ne-am luat în mâini și am învins. Tu, personal, cum ai ajutat echipa? Personal cu 7 goluri. Fotbal înseamnă pentru mine tot, toată viața. Fericoată numai cu fotbal. Fac ceea ce îmi place, ca să ajung ceva în viață. Responsabilitatea e mare. Eu apăr porțile. Tinerii fotbaliști de la Rapid sunt antrenați de Dumitru Canțăr, profesor de educație fizică la gimnaziul din Zastânca, care zilnic muncește cu discipulii săi și spune că nu se vor opri aici. Jocul s-a petrecut foarte frumos și interesant. Au participat 7 echipe. Noi am ocupat locul întâi. 2 jucători din echipa mea au fost numiți cei mai buni jucători al turneului. Pe viitor avem un viitor. Vrem, dacă s-a primit, vrem să plecăm să jucăm un joc în Ucraina și un joc în România. Pentru participarea la turneul de fotbal de la Tătărești, echipa Rapid a fost susținută de Consiliul Raional Soroca și de consilierii din Consiliul Local Zastânca. Drept mulțumire pentru succesul obținut, tinerii fotbaliști au primit și costume noi. M-a impresionat când am auzit că echipa, tineretul de școlii medii din satul Zastânca, a luat printre primele locuri. Am hotărât să le fac un mic cadou, să le cadonez câte o formă și să le doresc succes pe viitor. Echipa de juniori Rapid este formată de 15 jucători. Cel mai mic este doar în clasa a doua și spune că și-ar dori să fie un fotbalist de performanță. Mie îmi place tare și vreau să devin un fotbalist mare și puternic. Echipa de tineri fotbaliști de la gimnaziul din satul Zastânca activează de 13 ani și a reușit să înscrie în palmaresul succesului mai multe victorii la turneele raionale și 4 victorii la turneul de la Tătărești-Strășeni. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea informativă, evenimentul zilei. O seară frumoasă! La revedere!